Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale au fost sărbătorite și în municipiul Vaslui. O mână de oameni au fost prezenți la bustul lui Mihai Eminescu din fața Bibliotecii Județene Nicolae Eminescu Spătarul, unde au fost depuse coroane de flori și au recitat din opera Luceafărului poeziei românești. Cei 173 de ani ce au trecut de la nașterea geniului poeziei românești, Mihai Eminescu, au fost sărbătoriți și de împătimiții între ale poeziei marelui Eminescu, care, cu acest prilej, au ținut să-l sărbătorească așa cum se cuvine. Duminică, la ora 12, la bustul Luceafărului poeziei românești, membrii Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, filiala județeană Vaslui, au depus o coroană și au rostit alocuțiuni privind viața și opera poetului Nepereche. O a doua coroană a fost depusă de reprezentanții primăriei Vaslui. Evoluția lui în timp pentru nația română, o știți, marea majoritate dintre domniile voastre. De asemenea, cunoașteți prin ce a trecut, prin toate orânduirile care au fost din momentul în care s-a născut, a crescut și s-a dat sfârșescul apărându-și ca nimeni altul ideea de nație. Domnul Eminescu a cuprins în evantai toate problemele vieții. A prins și dragostea, a prins și patriotismul, a cuprins în opera sa tot ceea ce și racilele societății de atunci care vor merge și pentru viitor. Deci, spus într-un cuvânt, de asta este numit poetul nostru nucului național. Este un geniu românesc și a literaturii universale în genere. De ce spun lucrul acesta? Pentru că la cei doar 37 de ani, cât 39 de ani, care a trăit aici pe pământ, a lăsat o capodoperă, a lăsat o operă inestimabilă. Astăzi, într-adevăr, comemorăm pe Luceafărul poeziei românești, care a fost Mihai Eminescu, o personalitate marcantă a culturii românești și nu întâmplător de câțiva ani se sărbătorește în cinstea acestei mari personalități Ziua Culturii Naționale și Spiritualității Românești. Într-adevăr, Mihai Eminescu a fost numit filosoful Constantin Noica omul de plin al culturii române. El s-a remarcat în toate domeniile, în literatură, desigur, istorie, fiind un gazetar neîntrecut și chiar revizor școlar de județele Iași și Vaslui. Și în această calitate a arătat importanța școlii, că spunea el cândva în procesul verbal care s-a găsit la școala din Laza, zice, școala va fi școală când învățătorul va fi învățător, preotul preot și nu ca la noi, ca la nimeni. Așadar, Eminescu a fost cel care a fost și un sensor al societății românești, fiind redactor la Timpul, arătând racilele societății din acea vreme. Eminescu este mare. Eminescu a fost omul generației lui, dar steaua lui n-a apus nici acum și noi trebuie să o păstrăm vie. Eu mulțumesc sau aduc recunoștință domnului colonel pentru că ne poate aduna pe câțiva care poate mai avem un pic de patriotism în noi să comemorăm pe cel care a fost și un bun, cel mai mare poet, patriarhul limbii române, cum spune domnul colonel, și omul politic al vremii care a biciuit politica de atunci. El nu s-a putut împăca nici cu Carol și nici cu vremurile de atunci. Pe lângă faptul că era foarte credincios, a și spus că biserica este mama neamului românesc. Și cu ocazia aceasta, vă rog să-mi permit să vă recit câteva versuri dintr-o rugăciune adresată Maicii Domnului, pe care o iubea foarte mult. Crăiasa legându-te, îngenunchem rugându-te, înalță-ne, ne mântuie, din valul ce ne bântuie. Fii scut de întărire și zi de mântuire, privirea-ți adorată, asupra ne coboară,
O, Maică prea curată și pururea Fecioară Marie, noi, ce din mila Sfântului umbră facem pământului, rugăm-ne îndurărilor, luceafărului mărilor, ascultă noastră plângeri, regină peste îngeri. Din neguri te arată lumină dulce clară, o, Maică prea curată și pururea Fecioară Maria. Cel de dinaintea mea a spus faptul că Eminescu a afirmat că biserica este mama neamului românesc. Într-adevăr, Eminescu avea o credință pe care a sădit-o mama sa, știindu-se faptul că era o femeie credincioasă, provenea dintr-o familie care a dat mai mulți slujitori bisericii, 2 frați și 3 surori ai mamei sale, deci unchi și mătușe ale marelui poet, intraseră în viața monahală la mănăstirea Gafton. Stareță, Maica Olimpiada, era sora Ralucăi, mama poetului Eminescu. 15 ianuarie 1850, 15 ianuarie 2023, în acest univers al timpului, marele nostru poet Eminescu rămâne ca o figură cea mai importantă pentru literatura română, cu personalitate consacrată și cu influență puternică. Poezia lui Eminescu, opera lui Eminescu, este reprezentată la acest interval de timp, în acest univers, nu numai prin iubire de natură și de dragoste față de om. El ne vorbește și ne aduce noțiuni de metafizică, de mitologie, de istorie, de filozofie, iar în proza lui ne vorbește și de sociologie. Iată că îmbracă tot universul. E ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune, înșirând cuvinte goale ce din coadă au să sune. Dar când inima stresaltă, doruri vii și patii multe, și ale lor glasuri a ta minte, stă pe toate să le asculte. Ca și flori în poarta vieții, bat la porțile gândirii, toate cer intrare în lume, cer veșmintele vorbirii.